Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela Conoa, etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn, etalare pentru septembrie-octombrie 2022. Pentru cât vreți voi să fie, așa o mică preetalare. O separ... O, diavolul ăsta are în spate o femeie super, super focoasă. Ha. În fine, nu. Ideea este că e multă pasiune într-o... Multă atracție sexuală față de cineva. Dar, cu acest turn, ori apare o trezire, înțelegeți acea atracție, înțelegeți că e toxică și eventual cu asul de cupe vreți să vă vindecați. Ori vreți să vă eliberați de persoana respectivă și să vă duceți către cineva care vă alină din punct de vedere și vă hrănește, vă alină din punct de vedere sufletește. Apare 29 și 22 calea. Calea și femeia principală, femeia importantă, eventual 2 și cu 9, 11, sufletul vostru pereche. Sau femeia lângă care, sau energia, dacă sunteți bărbați, femeia lângă care vă găsiți dreptatea, echilibru. Nu uitați că sunteți fără limită. Probabil aceasta este femeia lângă care vă găsiți echilibru. După ce vă eliberați de o super mare pasiune sau poate, eu știu, o tendință. Ar mai fi dorința de a renaște după o separare. Hai să mai vedem. Ok. Capricornii, au venit mai greu luna aceasta. Sunt foarte ocupați cu muncă. Capricornii muncesc foarte mult. Din acest motiv a venit talarea mai greu, că n-au timp ei. În timpul zilei, vreau să zic. Ei, seara, noaptea, ascultă etalări, stau de vorbă, eventual, și am un prieten foarte bun. Cel mai bun prieten. Arhitect, artist cu care am avut colaborări faine. Numai noaptea vorbeam, 11-12 noaptea, că ziua am munceam amândoi. Eu am aici, în Capricorn, un asteroid care mă face uneori prea ambițioasă, mai prea, prea. Da, vreau să fac eu multe. Ah, Capricorn. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Se apare, ia uite, dure, nu mai aveți dure de cap într-o chestiune legală, chestiune, poate e o balanță în viața voastră sau o balanță nebalanță. Poate vreți să se echilibreze viața în legătură cu un prieten foarte drag din copilărie, prieten, prietenă, dar ori sunt invidii, ori sunt cineva își bagă nasul, ori vă faceți prea multe griji. Soare, nu avem să ascendem nodul nord în Capricorn. Sau poate ei își fac griji. Septembrie-octombrie 2020 și 2 2022. Ce am, dragă? Ia stai să... Am tăiat. Fac așa. Una, două, trei. Ca să știu că am pornit. Să știu că am tăiat. Ai, de mai ce zăpăcită sunt. Hai să curăț, să vedem mesaje. Cu ce am de face așa, mă, special în această perioadă? Capricorn, soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Mi-e dor de acest prieten, n-am mai vorbit de foarte mult timp. Amândoi ne-am concentrat pe muncă, pe ce colaborări frumoase. Foarte frumoasă prietenia aceea, exemplară. Dar asta e. Când e distanță, cea mai frumoasă prietenie rămâne uneori în coadă de pește. Capricorn, ia uite călătorie drum, că tu vorbeam de distanță, 3. Probabil că vrea să fie, ia uite, ambele înseamnă distanță, steaua, călătorii pe direcții, păsări călătoare, da? Corăbii pe direcții lungi, îndepărtate. Poate cineva vine spre voi, voi vreți să călătoriți înspre cineva. E o comunicare cu cineva care aduce echilibru, temperanță. Ați așteptat-o eventual, aduce și vindecare. Ceva? Că tu vorbeam eu. Ia să-mi sun eu. Să sun eu acest prieten drag. N-am mai vorbit de mult timp.
Am aleasă și cu treaba și cu grijile și cu niște pasiuni care s-au dovedit dezamăgitoare. Haide, prieten drag, cavalerul de bute, trei de cupe, regele de cupe, pești, drag, scorpion și berbec, leu, săgetător. În trecut, probabil printre prieteni, ați avut pe cineva de care v-a simțit foarte atrași. Foarte atrași. Aș spune că poate această atracție a devenit în timp dragoste. Poate dintr-un sentiment de joacă cu cavalerul de bâte și trei de cupe, dintr-o joacă, dintr-o aventură, dintr-o ceva. Dintr-un eveniment public, interesant eveniment public. Ați început să iubiți, poate. Sau poate ei pe voi, regele de cupe, pești, drag, scorpion, nu știu, rămâne de văzut. Și la clarificări. Doi de cupe, ce frumos, i-am văzut și în timp ce amestecam. Doi de cupe. Roata norocului. Hai, mă, capricorn, și cinci de bâte. Aici e conflictul interior în voi și în ei, eventual. Ați vrea să fiți împreună, dar nu știți cum să faceți eventual, vedem și la clarificări, pentru că sunt oameni care se bagă între voi, poate e un alt semn de foc, care are tendința să fie mai pătimaș, mai pasional din partea voastră a lor, a cuiva. O fost iubire, se bagă într-o prietenie, posibil, nu știu. Există, totuși, posibilitatea că... Prieten! Interesant! Pentru ei, poate, niște prieteni vă creează, să zic, niște conflicte într-o altă prietenie care ține de suflet. Acei prieteni sunt așa, mai de distracție, de evenimente și o altă prietenie care ține de suflet. Vin mesaje și mesaje. Doi de cupe, roata norocului, cinci de bâte. Posibil că vă veți întâlni cu cineva, veți colabora... Veți fuziona două forțe opuse. Pământ, omul e mai bronzat. Asta îmi sugerează ideea de pământ. Cealaltă e mai palidă, de apă, pământ și apă. Poate vă uniți forțele și creați ceva. Schimbați energia în jur. Dar pentru asta, dacă vreți să schimbați și să creați, va trebui să vă luptați, poate voi doi trebuie să vă luptați ca să schimbați lucrurile, viața, situația, norocul, banii, că norocul, n-a arătat norocului, vorbește despre bani. Probabil în octombrie va trebui să vă zbateți pentru această prietenie, pentru această dragoste, pentru această colaborare. În viitor, luna, iar rac, pești sau scorpion, chiar scorpion, rac, fești, scorpion. Și trei de spade. Imediat cinci de bâte. Am zis... Ai, ce frumos! Da, veți merge spre noi. Orizonturi noi, începuturi spre victorii. Poate spre echilibrul vostru, stabilitatea voastră, dacă sunteți singuri sau singurele, mai ales capricoance independente. Vă regăsiți credința și o luați de la zero într-o privință și acel zero vă va duce către succes. Dar pentru asta va trebui să lăsați în urmă o situație care v-a creat multe dureri de cap, că am văzut mai devreme dureri de cap, conflicte, au fost confuzii, au fost neclarități, au fost frici, multe frici. Dar aș spune că puneți capăt cu această moarte confuziilor care v-au adus durere. Care v-au pus poate tot timpul pe voi, pe ei, pe alții în conflicte, în luptă, în zbateri. Asta e. Simțiți, veți simți... Da. Da, are legătură cu aceste conflicte care... Da, veți simți. Întâlnirea aceasta eventual vă va ghida energetic, să zic, intuitiv, către această transformare și nu
este ce simt nevoia să zic și decizie. Să vă eliberați de oamenii care v-au dezamăgit. Poate, da, dezamăgit. Ce ar mai fi? Da, v-au dus lacrimi. Veți merge. Dacă nu sunteți voi, poate altcineva. Cineva, uite că tot semn de apă, interesant, semn de apă, pești, drac, scorpion. Își transformă viața. Vrea să lase în spate, vedeți, trei de bute, vrea să lase în spate. Că tot vorbeam de călătorie trei, să lase în spate, un soi de șase de spate, de trei de bute, da? Să lase în spate multe lacrimi, dezamăgiri, dureri. Și să vină înspre voi, interesant, regina de monede, capricornul sau capricoanca. Poate acel personaj are conflicte, vedeți? Pești, drac, scorpion, care s-a zbătut tot timpul. Când puteau să colaboreze cu... Tot am vorbit de prietenia aceasta foarte frumoasă pe care am avut-o eu. Colaborare și prietenie. Și într-un anume fel, chiar o iubire care a inspirat multe lucruri de artă. Foarte frumos, da. Și cine vine înspre voi își găsește un anume tip de echilibru, își regăsește credința, îndrăznește să o ia de la zero și îndrăznind să o ia de la zero își marchează niște victorii personale și apoi de cuplu, de nu știu, de colaborare împreună cu voi, da, 10 de spade. Faetonul, poate, semnul racului, că tot apare. Cineva la distanță, blocat în gânduri, în proiecții, responsabilități, peste drumuri, peste munți, peste ape. Supărat sau supărată. Dar acest personaj lasă în urmă aceste supărări. Ia uite, de două ori, eliberare. E determinat. Determinată. Da. Hai să vedem ce legătură are cu voi. Vedem. Sau poate vă dați voi seama dacă are vreo legătură. Ce am, Doamne? Nu uitați că sunteți fără limită. Nu uitați că sunteți fără limită. Hai să vedem. Cavalerul de Băte. Cavalerul de Băte pentru Capricorn și Capricoance. Cavalerul de Băte. Îndrăgostiții. E o dragoste super, 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 super pasională. A fost. Regele și regina de monede. Interesant. Probabil că la un moment dat ați încercat să mergeți într-o direcție, să lăsați în urmă. Da. O pasiune care v-a adus multă durere. Să blocați acea durere. Să vă transformați viața și să creșteți, să vă regăsiți stabilitatea. Și lucrând la aceste lucruri, v-ați atras... O pereche puternică. O pereche. Bărbat, femeie, nu contează. Că văd regele și regina de monede, dar între ei doi de monede. Unul sau celălalt sau poate amândoi a trebuit să alegeți. Pentru că îndrăgostiții vorbești, e o carte care atrage atenția că trebuie să alegeți între a explora de unul singur sau a fi în cuplu, într-o relație karmică și una de suflet, într-o o relație care v-a durut și una care se, vă poate oferi stabilitate. Vedeți, sunt multe. Trei de cupe. Gemeni aici, o aventură cu gemeni ați avut pe cineva sau poate gemeni, eu știu. Să știți că unor gemeni cu capricorni am văzut că au creat multe cupluri.
S-a întâmplat, în fine. Gemeni și pești, nu pești mai. Berbec, leu, săgetător. Hai să vedem trei de cupe. Printre prieteni, probabil, v-a simțit atrași de cineva cu marcaj în semnul geminilor sau cu marcaj în semn de foc, în fine. Hai să vedem trei de cupe. Capricorn. Trei de cupe. Nu uităm că leitmotivul acestei etalări este călătoria. Care aduce speranță, eventual. Ops! Aici vai... A, nu, a picat bine. Între timp, dintre prieteni, probabil că cineva va iubi, dar a rămas urmărindu-vă, valetul de spade, urmărindu-vă, poate spionându-vă într-un fel sau altul, sau comunicând. Cât să se păstreze legătura. Deși, văd două tipuri de iubiri. Una emoțională, mai degrabă prietenească, și alta trupească, pasională. Da. Pești, drac, scorpion. Probabil acest personaj a suferit cât timp voi ați fost cu altcineva și a trebuit, sau ați ales, sau ați ales, poate unii dintre voi ați ales să fiți singuri și să vă bucurați de viață. Există și posibilitatea asta. Regele de cupe. Poate să fie și invers, vedeți, că nu poți să... Totuși, etalarea colectivă, nu-i personală. Vedeți unde vă găsiți. Sunt oameni și oameni. Regele de cupe. Văzut în temperanță, acum apare, iute. Patru de monede și steaua. Da. Da. Nu știu. Deci cineva vă iubea foarte mult, v-a iubit, asul de cupe... Trei de cupe dintre prieteni și a rămas uitându-se după voi, vorbind din când în când, sperând, a rămas să țină cu patru de regele de cupe, să țină la voi și să spere că se va vindeca sau vă veți împăca cândva. Probabil a fost și foarte mare distanță între voi, steaua. Poate ați mai comunicat online, da? Vedeți, a fost un blocaj. A trebuit să-și blocheze suferința, dar a sperat. Doi de cupe. Doi de cupe. Probabil acest personaj a mai avut ceva sentimente, nu știu, pentru un semn de pământ sau pentru cineva cu marcaj în vărsător. Taur, vărsător sau alt... Nu știu, poate sunteți și voi capricorn, poate sunt și fecioară, în fine. Vin multe mesaje. Asta, din păcate, ar trebui să zic mai puține. În fine. Interesant, poate acest personaj, dacă îl cunoașteți, dacă ați fost împreună vreodată cu acest... Pești, drac, scorpion, ține într-un anume fel la un personaj celebru. Are așa o chestie, nu știu. Iar spun prea multe mai, la mai tare din gură. Of, doi de cupe. Doi de cupe. Ia uite, temperanța invers și 8 de bute. Invers. Probabil cu Mercur retrograd se amână un pic. Eu știu, o călătorie, întâlnirea cu acest suflet pereche. Și asta dezechilibrează, dacă e temperanța, dezechilibrează. Vă simțiți un pic abandonați, vă simțiți însingurați, că nu puteți să manifestați un nou început, o nouă relație. E Mercur retrograd, mai așteptați o leacă. E în prezent, da? Poate unii dintre voi... A, de la doile cupe.
Vedem roata norocului. Roata norocului. Sunt multe, imens de multe. Roata norocului, te rog frumos pentru Capricorn. Regina de cuf. Roata norocului, puterea. 8 de cupe și regina de cupe. Care ideea? Regele și regina de cupe. Probabil că și doi de cupe. Aveți un suflet foarte asul de cupe. Aveți un personaj foarte sensibil, foarte sentimental. Dar aici este o luptă între voi. Din ce motive? Poate să fie orgoliu, poate sunt prea multe emoții și nu, vedeți, e un dezechilibru aici. Poate voi vă separați de un semn de apă, nu știu, pești, rac, scorpion? Poate ei? Aș spune că este o eliberare, de o luptă, de o... ca să vă regăsiți echilibru și vindecarea. Iar acum pentru cine citesc, nu știu. 5 de bute. Ah, interesant ce mai simt imediat. Ok, ce mai simt? Cu roata norocului, 2 de cupe și 5 de bute. Prezentul ăsta nu e o singură zi, nu e, e o perioadă, da? Energiile se schimbă. Acum sunteți în colaborare, acum sunteți în conflict. Acum sunteți într-o energie pozitivă, dar dezechilibrantă. Acum sunteți într-o energie, să zic, combativă. Și aici este ideea, trebuie să vă regăsiți, e o luptă, da? E o luptă cu tendințele, cu foc, între foc și emoție, între pasiune și vindecare. E o luptă. Uite și aici e și luptă, e și schimbare tot timpul, se schimbă. Că roata norocului e în mișcare, e în mișcare. Dar dacă aici este dezechilibru, teoretic, a trebuit să vă centrați. Hai să vedem. 5 de bâte. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede și 5 de bâte. Ce vreau să mai spun? Vedeți, aici apare o energie stabilizatoare, aici este destabilizatoare. Totuși stabilizatoare peste conflict, aici este destabilizator peste o legătură emoțională foarte profundă. Ideea este că... da. Nu... pare că sunteți în echilibru. Ori aveți două personaje foarte diferite. Ce interesant că aici s-au oprit cărțile la 7 de spade, turnul, soarele, nebunul. Aveți o revelație în legătură cu niște jocuri mentale ale cuiva? Niște jocuri mentale ale cuiva. În care v-ați pierdut, să zic. În care ați acordat atenție, poate, acelor jocuri mentale, acelor influențe
verbale, mentale, ați acordat prea multă atenție și v-ați păcălit. Acolo v-ați păcălit. Revin la cărțile centrale. Regina de cupe, în general, interesant este și cea tradițională, că eu am două regine de cupe aici, una tradițională, aceasta tradițională. Posibil să fie cineva cu marcaj în zodia racului, pești sau scorpion. Dar este o energie tradițională, cu alte cuvinte. Da, tradițională. Clasică. Acest personaj vrea să lase în urmă o situație, vrea să schimbe energia din viața sa, vrea să lase în urmă situații, oameni, relații în care s-a luptat. Poate vrea să lase în urmă poate acest personaj s-a luptat cu ego-ul, cu mândria sa. Da, n-a vrut să recunoască cât simte. Cine mai e această regină de cupe? Sunt curioasă. Cine e această regină de cupe? Un personaj care nu prea comunică. Nu spune... Ce lupte interioare, da, blochează, nu comunică. Nu comunică ce lupte interioare, ori ce sau cât a trebuit să se lupte pentru a-și găsi stabilitatea financiară. E același 5 de bâte, revine iar 5 de bâte și cavalerul de bâte. Deci e problema lor. Posibil unii capricorni, nu toți, nu știu. Dar dacă ați avut de a face cu un personaj foarte dezechilibrat, conflictual tot timpul, în agitație, care nu a vrut să-și vindece niște traume emoționale, niște tendințe, poate că îi blocați. Dar acum a zis cine e regina de cupe? Pești, drac, scorpion. Care trebuie să lase în urmă această luptă. Ia uitați, lupte interioare, poate chiar și exterioare, cu concurența, dar în primul și în primul rând, ar spune, cu orgoliul lor, cu mândria lor. Vorbesc despre capricorn, dar uite, vorbesc acum despre totuși cineva foarte emoțional. Nu dacă sunteți voi sau un personaj din viața voastră la care țineți. Și poate că și ei țin la voi. Că văd aici că cineva ține. Și speră. Dar dacă este atât de dezechilibrat și de conflictual, a trebuit să învețe să se... 8 și cu 1, 9. Să se iubească, dar are nevoie de dragoste mare, o cupă mare. Are multe, cu alte cuvinte, are foarte multe traume de vindecat. Iar fac psihologie, mamă, era să zic motherfucker... A, așa îmi vin mesajele, măi, vă place, nu vă place, e noapte, dar acum asta e. Ia uite, 2 de cupe și temperanța invers. Eventual acest personaj ar vrea să fie în legătură cu voi. Să există o colaborare. Dar 8 de bâte invers înseamnă că nu se poate călători, nu se poate comunica, sunt niște probleme acolo.
Să sperăm că de domeniul trecutului sau că se va rezolva, dar această imposibilitate de a călători și de a comunica aduce dezechilibru, nu se poate. Deci personajul ăsta își găsește vindecarea eventual, dar sau crede, speră că se vindecă lângă voi, că își găsește vindecarea, dar sau poate sunteți voi, nu știu. Faptul că nu se călătorește și nu se comunică așa, comunică, am zis că cineva nu comunică, blochează, nu exprimă niște chestiuni, creează dezechilibru. Nu se poate vindeca, temperanța vindecă, nu se pot echilibra cele două cupe. Of, ce talare. Ideea e că totuși în viitor se întâmplă ceva frumos. Hai să vedem că la câtă traumă și conflictă și ce-or mai fi aici, apare totuși transformare, moarte și renaștere. Hai să vedem că eu de frici, de emoții, de sine, de o latură feminină. Poate să fie și o femeie care e frică să fie feminină. Interesant, apare în ecu. Ups! Cineva care e frică de apă sau de emoțiile sale. Pentru că eu știu de la Merlin. Merlin a mea era să enege. Am salvat-o în ultima clipă. Merlin e pisicuța mea neagră. De atunci, evident că nu mai pot să o spăl. Dacă vreau să o spăl, nu pot. Rămâne cu o traumă. Probabil acest personaj are o mare, mare traumă. Personaj, posibil vorbesc acum de un personaj care e interesant. E prima oară când mi-atrage atenția asupra această carte, asupra înecului. Nu luna în sine, nu câinii, nu alte chestii, mesaje pe care le știu în general despre lună, ci înecul. Și moartea, și suferința, și lacrimile. Dar ce drăguț, totuși drăguț frumos, că acest personaj vrea să lase în urmă aceste lucruri și să-și găsească valoare, stabilitatea, echilibru posibil lângă voi sau în colaborare cu voi, în preajma voastră. Sunteți pământ și le dați un sentiment de stabilitate, vedeți? Stabilitate, mare preot, poate speră că se va căsători cu voi și va fi deasupra acestor ape, care apa în care se oglindește și își vede toate traumele și își mai adaugă și altele, probabil. Îmi pare rău. Pentru cine e aici? Hai să vedem luna. Clarificăm luna. Pentru Capricorn. Traume care țin pe de mamă. Ia uite, șapte de cupe, confuzii, speranțe, visuri. Fuga de niște frici. Am văzut și șapte de spade. Fuga niște frici în diferite opțiuni. Hai să fug de această frică, de a-mi înfrunta această frică și aceste emoții. Fug în a face bani, în a mă împrieteni, în a face cu tare, în a face cu tare. Am ocupat timpul cu diferite chestii. Măi, nu știu pentru cine citesc. Eventual și în bani. Dar, aș spune că dintre toate visurile, cel mai mare este acela de a munci alături de voi și a-și găsi stabilitatea, căsătoria, eventual, visează o căsătorie. Wow, ce etalare! Pentru cine mai de mine? Moarte și renaștere. Clarifică moartea și renaștere. Că tot am vorbit de neg, de confuzii. Ia uite, regina de monede. Aici este, am zis, cineva vrea să lase în urmă toate aceste, să le lase în urmă, să-și găsească stabilitatea. Poate că le sunteți exemplu, poate măcar financiar, profesional. Că asta fac capricornii. Măcar profesional sunteți o autoritate, sunteți stabil financiar sau stabile. Moarte și renaștere. Iar scorpion, capricorn, rac. Renașterea ar fi în această structură.
Bine, stabilită. Apa nu are o structură, ea trebuie să fie conținută. Aici voi aveți structură. Dar și structura voastră este susținută de apă, pentru că pământul fără apă se crapă. Wow, ce tare are mai lăsați. Ia uite, regele de spate. Nouă de spate. Aș spune o persoană cu părul lung, e clar că e femeie, își face griji. Când o să se mărite? Când o să-și găsească stabilitatea financiară? Când o să fie calmă? Regele de spade, vărsător de obicei, dar nu obligatoriu, geam în balanță, dar trecând peste aceste posibilități, regele de spade e o figură cu, băi, capul clar, mintea clară, exact opusul la nouă de spade. Și aici este e energie masculină și energie feminină. Probabil, cine trece prin aceste tulburări este într-o energie feminină negativă. Poate să fie și bărbat într-o energie feminină negativă. O lună cu Pluton, harta natală. Oh, am zis-o și pe asta. Trei de spade. Este turnul. E o separare de această suferință. E o separare clară. Eventual separare, dacă voi vă separați de cineva care este foarte tulburat mental, emoțional, probabil că aduce multă suferință, dar nici voi nu puteți să absorbiți așa ceva. Oh, mai dăm pe turn o carte. Unde duce turnul? Totuși văd cărți frumoase în viitor, dar în prezent... Ia, ah, ce frumos, yes! În sfârșit, ia uitați, vedeți? Trei de cupe care apărut în trecut și soarele. Vă întâlniți cu prieteni, dragi. Poate că voi vă separați de niște oameni foarte tulburi. Care, da, care n-au știut să aleagă. Da! Da! Uf, ce mă bucur că nu-s așa. Doamne, slavă ție, Doamne! În fine, și eu am avut traumele mele peste care am trecut. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, dar așa ceva... Wow. Trei de spade, turnul. A spune cu turnul și cu soare este o trezire, separare, de ce este toxic, de ce... Aici e deja toxic. Suferință, durere. Neînțelegeri, dezamăgiri, pentru că dacă cineva e așa dezechilibrat, nici nu poate să comunice ca lumea, da? Dar turnul și soarele aduce trezire și bucurie. Poate într-un mod neașteptat vă întâlniți cu cineva cu marcaj în pește, rac, scorpion și soare și leu. Cu mine n-aveți cum să... n-aveți cum să mă întâlniți, că am treabă. Dar, am glumit. Glumesc eu că prea mult. Oh. Da. Și lăsați în urmă toate aceste griji, tot acest, ia uite, e o apăsare, consum de, v-ați consumat cu acel personaj. Și bifați o victorie, ia uite, șase de bâte și șase de bâte. Va fi o victorie, va fi momente frumoase, poate vă întâlniți cu prieteni în evenimente publice și uf, ca să vă... Da, și vă dați seama, măi, ce Doamne, iată, m-a stat în asemenea situație. Cinci de cupe, totuși. Avem și cinci de cupe. Regretele alea și spânzuratul. Și alte cărți. Vedeți lucrurile altfel. Cinci de cupe. A fost clarificat de 10 de cupe și altă regină de cupe. Vedeți? Altă regină de cupe. Tradițional ar putea să fie, dragii mei, poate unii dintre voi aveți o mamă foarte... Vă place, nu vă place. Sau e o altă energie. De să zic că aveți a face cu un scorpion și vă duceți către un pește sau către un rac.
de care vă e dor și care vă vindecă de aceste traume. Am dat variante, nu obligatoriu, da? Sau persoana respectivă despre care am vorbit își găsește totuși împreună, lângă voi, își găsește fericirea și se vindecă și se echilibrează. Că tot am zis așa ceva. Poate aceeași persoană. Nu știu. Sau poate sunt două persoane diferite. Oricum, haideți să, oh, Doamne, ce talare! În viitor apare speranța, călătoria, speranța, stabilitatea, valoarea, echilibru. Echilibru, măi! Creștere spirituală, credință, încredere, da? Zero! Capacitate cu această stabilitate și încredere în voi și în Dumnezeu, riscați să o luați de la zero, că știți că și dacă o luați de la zero, veți avea succes. Și asta, într-adevăr, e o transformare. Moarte, turnul, soare, excepțională. Nici nu, uite, și de-aia aici s-a oprit la sunteți fără limită. Da. Oh, Doamne, ce talare. Capricorn, măi, nene, ce talare de noapte. Să dați-mi un mesaj. Uf, probabil că a mai apărut, eu știu ce persoane au apărut aici în talare asta. Doamne, mai mult Capricorn, dar măi. Ia să-l sun eu cunoștința asta, văd ce se mai întâmplă. Eu știu că avea probleme cu mama. Fiți autentici. Fiți autentici. Fiți reali, fiți adevărați cu ceea ce sunteți și cu ceea ce simțiți. Oh, ce frumos o întâlnire cu sufletul pereche. Care vă va relaxa și care vă va aduce mult calm și vindecare. Ce frumos! Parcă așa mi se ia o piatră de pe inimă, a zis, va fi bine, va fi bine, uf, vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.